Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezent la Târg? Bună ziua! Noi suntem la Târg cu Palladium Residence, un ansamblu rezidențial situat în zona de sud-est a Bucureștiului, pe Bulevardul Teodor Paladi. Cum a fost perioada târgului? Cum au fost clienții? Ce feedback ați primit până acum? Este un târg bun, au fost foarte mulți clienți pe la standul nostru. Clienții sunt interesați în această perioadă de a obține credit și de a găsi repede un apartament. Ce așteptări au avut clienții în ceea ce privește târgul? Ce au găsit? Ce poate sperau să găsească și nu au găsit? Majoritatea clienților vor apartamente gata, cu toată documentația, să poată fi depusă la bancă pentru credit. Avem apartamente gata, le putem oferi și intermedierea creditului, ne ocupăm de dosarul de credit. Ce părere au avut de prețurile promovate de Palladium Residence? Noi avem o ofertă în perioada asta la un apartament de două camere, de la prețul de listă de 39.700, este ofertă la 35.000 de euro. Este o ofertă foarte bună pentru un apartament de două camere de 43 de metri suprafață utilă. Cum credeți că va evolua piața rezidențială după toată această așteptare, privind legea de limplată, privind creditarea? Dacă această lege nu se dă în forma în care am aflat noi că este, lucrurile vor merge foarte bine. Cerere există, noi construim, ne dezvoltăm și sperăm să existe prima casă în continuare. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc!